până unde poți să mergi. De ce discursul etic se găsește atât de mult prezent în opoziție, să spunem? Când sunt la putere, indiferent dacă sunt partidele care au fost cândva în opoziție, indiferent dacă partidul a fost cândva în opoziție și făcea uz sau abuz de discurs etic, abandonează. De ce opoziția pare să aibă o relație mai firească cu ideea de etică? Păi, între altele, fiindcă, din păcate, nu are alte argumente. Dacă ar avea soluții concrete, dacă ar avea programe alternative suficiente, dacă ar avea idei pragmatice. Dom'le, ați făcut greșeala asta, uite ce credem noi că trebuie făcut în locul acelui gen. Deci dacă ai argumente tehnice, vii cu argumente tehnice. Dacă n-ai soluții și n-ai argumente tehnice, vii cu etica. V-ați purtat urât. Urât faceți. Și până când ajungi și tu acolo, intri și tu în mecanismul, în rol. Ăsta este un tip de răspuns. Pormo e răspunsul biblic. E mai ușor să vezi paiul decât parul. Decât paiul de da. Te uiți de departe, vezi pe aia, se vede cu ochiul liber cât sunt stricați. Și de tine nu te mai ocupi. Tu ești oricum victima, ești în opoziție. Da.